Bravo domnului Becali și a impresarilor. Mie mi s-a părut, din momentul în care s-a transferat, suma fantastic, chiar exagerată de mare. Adică nu cred că Denis Man, cât am vrea noi să fim de patrioți, are această valoare. Și din păcate s-a dovedit acest lucru. Denis Man era un jucător foarte bun pentru România, dar nu știu dacă era pregătit pentru un campionat ca cel al Italiei. Probabil că pentru că în momentul în care merg la o echipă din Italia, în prima ligă, trebuie să fii titular incontestabil la echipa națională, ceea ce Denis Man n-a fost. Da. Și de aici s-a văzut discrepanța care, din păcate, joacă unde joacă. Și când joacă. Ce sfat i-ați dat lui Denis Man astfel încât să-și revitalizeze cariera? Pentru că este în Serie B și, într-adevăr, mai mult nu joacă decât joacă. Nu, permit să dau sfaturi. Sunt convins că are destul în jurul lui care îi dau sfaturi. Sigur că pentru orice jucător, indiferent la ce nivel, mai ales când ești tânăr și nici el nu mai este tânăr de 19 ani, dar totuși tânăr fotbalist, băi, e foarte important să joace. Acum, unde își dorește să joace sau dacă dorește să joace, deoarece sunt jucători care preferă să stea rezerve pe bani foarte mult, și sunt jucători care renunță la anumiți bani pentru a juca.